Bună, prieteni! În zilele noastre e greu să ne imaginăm călătoriile fără transportul aerian. În același timp, imaginați-vă că doar 5% din populație zboară cu avionul, iar dintre aceștia, mulți se tem de zbor. Astăzi vom face cunoștință cu aviația dintr-un alt unghi și vă veți convinge că totul nu este atât de grav. Echipajul întotdeauna încearcă să facă aterizarea cât mai confortabilă, atât pentru pasageri, cât și pentru aeronavă, chiar dacă la prima vedere s-ar părea că terenul nu e tocmai potrivit pentru aterizare. Priviți, există și așa eroi, care s-au plictisit să zboare normal și au decis să experimenteze. De fapt, aceștia sunt soldați care sunt antrenați astfel, pentru situații neprevăzute care se pot întâmpla. Dacă aeronava are anumite probleme, atunci pilotul se poate aștepta la o surpriză în orice moment, chiar și imediat după ce a decolat. Vă amintiți de cele 5 minute după decolare? Toate defectele devin evidente imediat. Când aceste două avioane se îndreaptă unul către altul, se pare că va avea loc o coliziune, dar după ce se intersectează, devine clar că înălțimea la care zboară acestea este diferită. Iată alte imagini interesante. Elicopterul zboară până la bazin, ia apă din el cu un dispozitiv special, după care se ridică în sus și udă totul în jur. Nu este de mirare că uneori nici transportul nu rezistă când urmează să aterizeze într-un loc mai puțin favorabil. Se dovedește că și elicopterele au nervi care uneori cedează. Pe internet există multe videoclipuri în care urșii urcă în mașinile oamenilor, în bărci, case sau chiar garaje, dar acest urs a decis să analizeze avionul. O imagine destul de rară. Elicopterele militare destul de des zboară deasupra apei. Cum credeți, ce senzații și emoții au avut cei care se scăldau în mare sau se relaxau pe plajă, când au văzut că din elicopter au început să sară soldați înarmați? Mulți spun că aterizarea pe apă este o modalitate destul de sigură în caz de urgență, dar acest lucru este adevărat doar dacă pilotul are suficientă experiență pentru a face acest lucru. Dacă veți vedea vreodată că echipajul a părăsit avionul, fugiți cât mai repede și cât mai departe. Din păcate, catapultarea aproape mereu provoacă răni grave piloților, dar cel puțin rămân în viață. În acest moment, vedeți o priveliște interesantă, care în viața reală poate fi văzută extrem de rar. Poate doar în niște filme despre aviație. Așa deci, savurați acest moment! Piloții cu adevărat profesioniști fac niște aterizări pur și simplu perfecte. Elicopter mare și drum îngust? Nicio problemă! De multe ori, foarte mult contează greutatea mărfii. Dacă vorbim despre cel mai mare avion Mria, care cântărește destul de mult și transportă mărfuri de până la 700 de tone, cum ar fi un tren, sarcina pilotului este una mai mult decât grea. În caz de ceva, va veni cineva în ajutor. Dar va fi oare operațiunea cu succes? De multe ori se întâmplă că salvatorii vin în ajutor altor salvatori. Dar ei mereu au multe sarcini de îndeplinit.
Știați că cel mai probabil timp pentru un accident sunt primele 5 minute de zbor și ultimile 8? Iar cel mai des, cauzele sunt factorii imprevizibili, cum ar fi ciocnirea cu un alt transport sau chiar cu un alt avion. În aceste situații nu mai depinde totul de abilitățile pilotului. Pe lângă toate situațiile, trebuie să fii sigur de starea tehnică a aeronavei. Dacă pilotul este sigur 100% că vehiculul este în stare bună, nu îl poate speria absolut nimic, chiar aflându-se printre zgârie nori. În timp ce pasagerii se pot bucura de priveliștea de pe geam fiind în siguranță, piloții fac tot posibilul să evite zonele periculoase de turbulență, pentru că se poate întâmpla orice. De exemplu, poate fi pierdută marfa sau chiar unii pasageri prea activi și îndrăzneți. Deci, aveți grijă să respectați instrucțiunile echipajului. Toți acești oameni urmăresc zborul echipamentului militar. Priviți ce trucuri efectuează pilotul. Adevărat profesionist. Uneori nu există o altă ieșire din situație decât pilotul să se concentreze, să uite de emoții și să acționeze. Atunci când există un scop, trebuie neapărat să-l atingi și să-i motivezi și pe cei din jur. Iar acum vedeți cum au loc antrenamentele, sau mai bine zis, exercițiile pentru pregătire în caz de incendiu. O aeronavă uriașă cu aripi stropește cu apă pădurea cuprinsă de flăcări. Cum să nu ai încredere în oamenii care sunt capabili să conducă unul dintre cele mai puternice tipuri de transport și încă o fac cu atâta plăcere? Chiar și cel mai mic și obișnuit avion va gâdila puțin nervii oamenilor, dacă acesta va fi foarte aproape de mașini sau în oricare alt loc public. Dar dacă piloții sunt la bord, atunci cel mai probabil totul este sub control. Iată că există oameni și cu așa simț al umorului. La început, desigur, toată lumea era amuzată, dar farsa poate să nu meargă conform planului și să devină o situație tristă și chiar periculoasă. În aceste imagini puteți vedea cum s-a aprins motorul unui avion al companiei Spirit, chiar în timpul zborului. O situație destul de periculoasă. Nu știu cum voi, dar eu prima dată văd așa ceva. Cât de periculos este tot ceea ce vedem, pot spune doar oamenii care cunosc câte ceva despre aviație. Problema e că abilitățile de aterizare de urgență pot fi necesare în orice moment, indiferent de locul unde zboară în acest moment aeronava. Atât pentru astăzi. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să puneți like și să scrieți un comentariu. De asemenea, abonați-vă la canal și apăsați clopoțelul, astfel nu veți pierde niciun videoclip. Pe curând!